Maramureșenii vor plăti facturi mai mari la energie. Prețul energiei electrice crește de la 1 iulie cu 3 până la 13% pentru consumatorii casnici care nu au semnat încă un contract de furnizare pe piața liberă. De la începutul acestui an, piața de electricitate s-a liberalizat total, iar prețurile nu mai sunt reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Totodată și tarifele pentru gazele naturale urale se majorează cu până la 25% pentru clienții casnici care nu au încă un contract concurențial. În același timp și lemnele s-au scumpit, astfel că la iarnă vom scoate sume importante de bani din buzunare pentru încălzirea locuințelor. Polițiștii Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș efectuează căutări în vederea depistării unui bărbat de 58 de ani care a dispărut de la domiciliul său din satul Copalnic de aproximativ o lună și nu s-a mai întors. Ei au fost sesizați de către vecinii acestuia că Liviu Costin nu a mai fost văzut la domiciliu de aproximativ o lună. Bărbatul are înălțimea de aproximativ 1,70 m, constituție astenică, părșate și ochi albaștri. Ultima dată purta o cămașă albastru închis, pantaloni închiși la culoare și cisme de cauciuc. Cei care pot furniza informații cu privire la persoana dispărută sunt rugați să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic de urgență 112. Senatul și Camera Deputaților intră de astăzi până pe 1 septembrie în vacanță parlamentară. Ieri Senatul a adoptat un proiect care prevede ca în cazul neocupării prin concurs a posturilor de director de școli, directorii interimari să fie numiți de către Consiliile de Administrație ale Școlilor și nu de Inspectoratele Școlare. Tot ieri, alte două proiecte importante au primit votul deputaților. Astfel, incitarea la violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie, se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu amendă. Cel de-al doilea proiect stabilește că valoarea indicatorului social de referință se actualizează din oficiu în fiecare an la data de 1 martie cu rata medie anuală a inflației din anul precedent.